Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Suceava au participat la un protest pașnic miercuri 10 iunie. Sindicaliștii sunt nemulțumiți pentru că nu toți ambulantierii din țară au primit sporul de risc pentru COVID-19 în valoare de 2.500 de lei. Salvatorii sunt de părere că toți ar trebui să primească banii, indiferent de numărul cazurilor de îmbolnăvire care a fost înregistrat la nivel de județ. În primul rând, noi când ne deplasăm la caz, nu știm dacă persoana respectivă este confirmată cu COVID sau are suspiciune. Noi nu avem posibilitatea de a face testare imediată și atunci suntem expuși, fiind în prima linie, ca să putem contacta acest virus. Nici la Suceava nu s-a spus din start, vedeți că eu am fost plecat afară sau am luat contact cu cineva. Și astfel colegii de-ai noștri s-au îmbolnăvit. Totodată, ambulanțierii cer să li se permită pensionarea la vârsta de 57 de ani, cu condiția să aibă o vechime de 20 de ani în câmpul muncii. Suntem solidari cu colegii noștri din alte județe. Plus, avem niște revendicări pe care le facem de a lungul timpului. Avem o perioadă destul de îndelungată de timp, de când așteptăm să ni se rezolve statutul. Acolo este prinsă și legea pensiilor, prin care noi am cerut ca la vârsta de 57 de ani și minim 20 de ani vechime pe urgență să putem ieși la pensie. Doi ambulanțieri de la Suceava și-au pierdut viața în ultimele două luni după ce s-au infectat cu SARS-CoV-2.